Sunteți gata? Ne dați de știri cum sunteți gata? Da, mulțumim, bună ziua, stimați reprezentanții AMS Media. Astăzi noi, reprezentanții fracțiunii socialiștilor din Parlamentul Republicii Moldova, am participat la consultări cu doamna președintă Sandu la invitația dumneei. A fost a doua rundă a acestor consultări. Am reiterat astăzi poziția că în Parlamentul Republicii Moldova există o majoritate și este un candidat la funcție de prim-ministru, care este domnul Vladimir Golovatiuc, persoană pregătită excelent din punct de vedere profesionist, cu reputație reproșabilă, care este capabil să formeze o echipă, să prezinte un program și să scoată Republica Moldova din impas sanitar, din impas social-economic. Este un finanțist de încredere care știe și are soluții. Evident că am discutat și am încercat să aflăm poziția doamnei președinte, de ce a mers absolut unilateral în cadrul discuțiilor precedente. Atunci când am propus o agendă, atunci când am propus un dialog veritabil, autentic, vorba cursei constituționale, am reiterat încă o dată că soluțiile pot fi găsite numai într-un dialog și de comun acord între Parlament și președinție. Am spus că nu vom accepta poziții unilaterale, nu vom accepta presiuni și dialogul care urmează să aibă loc între instituțiile statului urmează a fi unul cu adevărat inclusiv, autentic și nimeni nu trebuie să meargă pe cont propriu. Nu am primit informații suplimentare în ceea ce ține de poziția doamnei președinte, ce urmează să întreprindă în continuare. Între poziția noastră a fost foarte clară că dacă e și să discutăm într-o perspectivă adecvată, rezonabilă și din punct de vedere cronologic, calendaristic, alegerile parlamentare anticipate, ele urmează să aibă loc numai după stabilizarea situației pandemice, numai după stabilizarea situației social-economice, asumat, responsabil, cu un guvern capabil să administreze lucrurile în țară. Asta este poziția noastră. Parlamentul are o majoritate, Parlamentul are un candidat și, conform tuturor rigorilor și legale și constituționale, conform jurisprudenței Comisiei de la Veneția, Cursei Constituționale din Moldova, competența exclusivă de a aproba un guvern, de a numi un guvern, de a aproba programul de activitate a acestuia, de a vota legi în susținerea acestui guvern, aparține Parlamentului. Rolul președintelui Republicii Moldova în acest sistem de drept este de a asigura un echilibru, un dialog între instituțiile statului. Am chemat pe doamna președinte să asigure acest dialog veritabil și să susțină un candidat înaintat de Parlament. Am reiterat încă o dată că rolul președintelui Republicii Moldova este de a identifica sprijinul politic a unui guvern sau unui candidat la funcție de prim-ministru. Considerăm că consultările care au avut loc anterior au fost mimate pe motiv că doamna președinte nici nu s-a preocupat cu problema identificării acestui sprijin politic. Candidatura domnului Grosu nu a fost consultată cu Parlament, candidatura aceasta nu a fost vociferată și discutată nici cu o fracțiune și grupul parlamentar pe data de 16 martie. De aceea trebuie să revenim în câmpul constituțional, președintele să asigure dialog între instituțiile statului și să susțină un candidat înaintat de către Parlament. Dacă este să discutăm o foaie de parcurs cu eventuală ajungere la alegerile parlamentare, acest lucru iarăși poate fi asumat doar de comun acord, doar printr-un dialog, repetăm a câte oară, inclusiv cu participarea tuturor părților. Atunci când cineva merge pe cont propriu, am ajuns deja la această criză constituțională, instituțională, atunci când trebuie să apelăm la Curtea Constituțională, în situația când putem găsi soluții în dialog. Asta am vrut să vă comunicăm. Vă mulțumim. Mulțumim.
Mulțumim, dragi.